Găsit, incidentul s-a petrecut în urmă cu două seri, atunci când cei doi băieți în vârstă de 9 și 12 ani s-au urcat într-un autobuz. La un moment dat, aceștia au început să facă glume pe seama bărbatului în vârstă de 69 de ani, iar acesta s-a enervat și a atacat pe cei doi copii. Scenele au fost observate de o femeie din autobuz care a sunat la 112, iar șoferul a oprit imediat mijlocul de transport și l-a imobilizat pe bărbat. La fața locului au ajuns polițiștii. Aceștia l-au reținut pe bărbatul de 69 de ani, iar cei doi copii au fost transportați la spital pentru că au avut nevoie de îngrijiri medicale. Unul dintre ei a rămas internat cu mai multe răni la degete, însă celălalt a fost externat. Bărbatul de 69 de ani este acum cercetat penal pentru poartă de obiecte periculoase, dar și pentru loviri și alte violențe.